Bună ziua! Am început de la ducerea un articol care în limba spaniolă se numește Jornada de Trabajo. Este vorba despre ceea ce în general noi români zicem zi de muncă. Și am început eu aseară mai pe mute, așa că dormeau ai familiei și nu puteam să vorbesc. Dar nici nu vroiam să pierd parte din ceea ce lucrez aici. Am niște probleme pe Wikipedia în limba română cu administratorul de pe acolo. Deci hai să vorbesc întâi de aici, de jornada de trabajo. Aici a trebuit mai întâi să repar un vandalism. Nu știam, n-am reparat niciodată. Cineva a modificat în 29 ianuarie 2023 de genul ăsta, bătându-și joc de muncă altora. Da, și a trebuit să revertesc eu la forma pe care o avea de când o știam. Bine, de când o știam. Că fiecare articol mai evoluează, mai îi se mai aduc modificări, nu rămâne nimic bătut în cuie. Dar una este vandalismul și alta este modificarea normală. Bun. Deci, ia să văd dacă mă duc pe limba română, unde să mă duc eu la ce să scriu aici, un articol în limba română. Hai să zic ultimul pe care l-am tradus, condiții de muncă. L-am tradus după articolul ăsta, condiții de trabajo. Da, unde ești, mă? Aici. Asta era un articol care nu avea versiune în limba română. Are versiune în germană, în esperanto. Nu are nici în engleză acest articol. Și am făcut o traducere în limba română să văd dacă s-a întâmplat ceva pe acolo. Ia să văd. Da. A intervenit un robot care a făcut ceva pe aici, a corectat ceva. Asta nu e rău, e bine. Problema este așa. Discuții. Aici sunt discuții și aici în partea de jos, după ce am publicat da, uite, am fost blocat în mai multe rânduri, mi s-au șters pagini multe, poate unele justificat, altele poate că nu. Da. Și acum, ultima dată a revenit Pausanias și a zis să vorbim în pozitiv, chiar nu vă să închisiți de recomandările pe care vi le fac cu bune intenții ceilalți colegi. Înțelegeți că acesta este un proiect colaborativ în care trebuie să fiți gata să interacționați și să răspundeți pozitiv la sugestii. Și aici nu înțeleg eu ce mi se cere, dar și aici mi se pune articole de calitate la Wikipedia în limba spaniolă, cele mai vizitate pagini de la Wikipedia în limba spaniolă și, mă rog, mi se sugerează că ar trebui să traduc nu știu ce articole de calitate din limba spaniolă
dar eu traduc articole care ard, care doare, care ajută la înțelegerea textului dreptului muncii, care ajută la înțelegerea textului drept ăsta legislației din Uniunea Europeană, care noi șoferii lucrăm cu ea și este scris acolo în 24 de limbi și trebuie să o înțelegem într-un singur limbaj, ajută la înțelegerea multor lucruri. Adică noi nu avem, în 2023 nu avem articolul zi de muncă și eu mă duc să traduc ce? Și eu traduc ce doare. Și atunci aici, în acest articol, când mă duc eu să-l traduc, acum imediat o să intru acolo, o să vedem că avem foarte multe linkuri, foarte multe de-astea roșii. Și atunci, dacă noi nu avem în limba română chestii ca ziua, cum să zic eu, ziua de lucru și ziua naturală, sau, de fapt, ziua abil, cum să o traduc, cum să-i zic în română, zilele care sunt de luni, marți, miercuri, joi, vineri, care se lucrează care le lucrează și banca și toate astea. Cum zici, ziua obișnuită de lucru. Cele care sunt trecute cu negru în calendar, să zicem. Care nu sunt zile de sărbătoare. Săptămâna de muncă și reducerea, săptămâna de lucru, ziua de lucru redusă. Deci niște lucruri care dor, care noi nu avem despre Organizația Internațională a Muncii decât patru rânduri și mie mi se elimină articole care chiar sunt necesare pentru înțelegerea legislației cu care lucrăm aproape toată lumea. Da, aici am corectat eu, cum spuneam, un vandalism, am revertit și acum pentru traducere, eu traduc pe suport pe care îl oferă Wikipedia. Nu aduc eu materiale de acasă și încerc să traduc cât mai bine în măsura în care încerc să traduc cât mai bine articolul din limba spaniolă. Dacă eu știam engleză, traduceam în engleză. Dar n-am oprit pe nimeni. Eu am început, spre exemplu, am luat în traducere la mine, în paginile mele, ca să arăt publicului că lipsește încă din 2019. Sunt 4 ani de atunci, eu n-am oprit pe nimeni din 2010 până astăzi să traducă dintr-o altă limbă. Dar fiind locul gol și știind că e nevoie de el, de-aia încerc să-l aduc în limba română. Ziua de muncă. Noi așa îi zicem în general. Ziua de muncă, ziua de lucru sau perioada zilnică de lucru. Cum ziceam, aici am mai lucrat aseară și suportul păstrează ceea ce lucrez, salvează. Deci, ziua de lucru trebuie diferențiată de orarul de lucru. Aici, iar e o chestie care lipsește. Iar o chestie care apare cu roșu la noi pe... Și
pe măsură ce lucrez aici, o să vadă mai departe ce anume lipsește din limba română. Bun, am ajuns. Am ajuns aici cu aseară cu traducerea și avem așa Organizația Internațională a Muncii 1919 octombrie. În octombrie 1919 încerc să nu repet link-urile, să nu pun de mai multe ori link către un articol pe care l-am mai pus. Se poate să mai și greșesc, dar da. Deci aici nu mai pun 1919, că l-am promis. La câteva luni după semnarea tratatului de la Versailles, membrii Organizației Internaționale a Muncii, deci noi aici avem un râs de articol pe limba română. E dezastru în comparație cu alte limbi și eu mă uit la spaniolă, că aici pot să fac comparațiile cele mai... Deci e ceva de groază, deci ce avem noi pe limba română. Și se pare că ar fi interes să nu, ca oamenii să nu cunoască. Să se închid. Așa. S-au întâlnit la conferința de la Washington. Unde a fost stabilit acordul de limitare a timpului de lucru. Și acum mă duc eu aici, scriu jornada laboral, nu, ei sunt pe Wikipedia în limba română, stai așa. De trabajo. Și vedem aici, deci traversai limita, reducerea, ziua de lucru redusă, noi nu avem în limba română, și atunci aici chestia asta o să o indic că există și o să se vadă că nu există în limba română, adică o să apară cu culoare roșie și așa cineva care un voluntar care vrea sau care poate traduce sau creează el articolul ăsta, ori îl creează în limba română cu materiale de lui de acolo, cu bibliografie sau ce vrea el, ori îi traduce din vreo limbă în care este deja scris și îi se pare că este bun, din engleză, din rusă, din franceză, din ce vrea. Deci unde a fost stabilit acordul de limitare a timpului de limitarea perioadei orelor de muncă, de limitare a timpului de muncă, în industrie, în cadrul industriilor, la 8 ore pe zi sau 48
de ore pe săptămână. Pe săptămână. Șase zile lucrătoare pe săptămână, problemă care a constituit primul punct, problema care a constituit primul punct pe ordinea de zi a ședinței, chestiuni ce constituie. Și că despre de averse decizii la condiții. Da. Gata, ai plecat? Să vă distrați bine și nu știu să vă mai. Să vă să aveți grijă să nu vă ieșiți. Ce vreau să zic aici, Constituțion? Uite. Deci există pe aici, dar mă uit dacă are versiune în limba, dacă are versiune în Wikipedia, mă interesează pe mine, dacă nu are. Nu, nu are. Bun, și atunci întorc înapoi aici și vedem. Unde a fost stabilit acordul de limitare a timpului de muncă în cadrul industriilor, la 8 ore pe zi, mi se pare mai elocvent, mai bine chestia asta decât sau, pentru că este vorba de același lucru. Problema care a constituit primul punct de pe ordinea de zi
a ședinței. Și care, după ce s-a hotărât ca propunerile menționate, că propunerile menționate vor lua forma unui acord internațional, constituirea acordului ca convenție care să poată fi citată, care poate să fie citată de convenția privind programul de lucru, nu programul, orarul de lucru. Industrie 1919 și care a fost supusă ratificării de către membrii Organizației Internaționale a Muncii în conformitate cu prevederile Constituției OIM. Bun, Uniunea Europeană. UE. Directiva europeană, ia să vedem noi aici, deci, directiva europeană și aici tot un ciot, ia cine l-a făcut, Spiritul în 2011 și cam atât a rămas. Deci un ciot din care românul nu are ce să înțeleagă mare brânză despre un lucru atât de important pentru un cetățean european al zilelor de după 2007, de după 1 ianuarie 2007. Deci aici eu n-am cum să semnalizez că articolul în limba română este sărac. Mențiune, lucru pe care îl pot face la mine în site-uri, dar aici nu. Din 2003, deci asta o facem așa, ca să ne putem localiza mai bine atunci când citim, cei care avem nevoie să ne localizăm atunci la momentul, privind organizarea timpului de lucru. Indică faptul că lucrătorii din Uniunea Europeană deci ăsta este tot la fel un articol tradus de mine ca altfel. Nu ar fi fost nici în ziua de astăzi prezent, mă rog, nu mai știm dacă ar fi fost sau nu. Așa. Din Uniunea Europeană nu pot fi forțați să muncească să lucreze mai mult de 48 de ore pe săptămână. M
mai mult de 48 de ore pe săptămână și trebuie să aibă cel puțin 11 ore de odihnă consecutivă la fiecare 24 de ore. Dacă orele de lucru depășesc 6 ore. Lucrătorul va avea dreptul la o pauză a cărei durată și caracteristici vor fi stabilite prin convenții și contracte colective. Aici, iarăși, a făcut cineva o ciudățenie, dar mă rog, aia este la contractul colectiv de muncă. Contractul individual de muncă am apucat să-l traduc eu, tot după un articol în limba spaniolă, dar contractul colectiv de muncă n-am apucat să-l traduc. Sau de legislația națională. În fiecare săptămână lucrătorul va avea cel puțin 24 de ore pe zi, cel puțin 24 de ore, 24 de ore pe zi, va avea cel puțin 24 de ore o zi aici, zi lucrătoare. Ne ducem aici și vedem dia abil și dia natura. Chestii pe care noi nu avem în limba română. Ah, ba da. Ia să vedem ce avem. Zi de muncă. Ia atent aici. Îi zice zi de muncă. Și e vorba de zilele de lucru. Wow! O zi de lucru reprezintă o zi în care o persoană... Asta este zi legală de muncă, nu zi de muncă. Bine, este zi de muncă prin faptul că nu e zi de sărbătoare. Și atunci... De ce nu s-a răsculat ăsta când e nicio aici? Ia. Ziua de muncă. Da. Zi lucrătoare. Ia. Prin creștinism interzis ca duminica să lucrezi. Deci cine a făcut chestia asta? Ia. Sebastian Pien în 2012. Deci astea sunt articole pe care administratorii Wikipediei în limba română le consideră bune și consideră că articolele care vin din limba spaniolă sunt proaste. Deci, ce avem aici? Despre dia abil și dia natural. Deci ziua obișnuită de lucru și ziua naturală. Ziua naturală este cea pe care o știm cu toții care 24 de ore, fiind luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Și ziua de lucru este socotită luni, marți, miercuri, joi, vineri. Hai și sâmbătă. Și aici se explică diferența dintre zilele naturale și zilele abile. Ziua
ziua de lucru legală și situația pe țări. Da. Și aici e calendarul laboral, care tot la fel mi se pare că nu are versiune în limba română. Și mai multe lucruri care se leagă unele de altele. Ziua de lucru a băncilor, ziua zile festive, la noi îi zice zi de sărbătoare, nu? Sărbătoare. Da. Și, deci se leagă una de alta, sunt lucruri care se cer făcute și care mie mi se recomandă să fac altele care nu... Deci, zi de lucru. Legală de lucru. Nu, hai să trimit la aia de zi de muncă. Și poate repară cineva dată de acolo. Da. Pe săptămână. Săptămână de lucru. De lucru. Lucru. Săptămâna de lucru. Săptămâna de lucru este aici, semana laboral, și vedem că încă nu are versiune în limba română. Nu e nativă foarte mare, mi se pare ea. Ba da, e destul de mare, are 27.000 de. Da, deci ăsta nu are. Nu. Îl pun aici. Ăsta e. Mai întâi. Săptămâna de lucru. Opt ore pe zi. De 8 horas. Nu, jornada laboral de 8 horas. Laboral. Jornada de 8 horas. După cum se vede, nici asta nu avem în limba română. Și atunci trebuie semnalizat aici. De 8 ore. Și aici trebuie adus un A. Dar de unde să-l iau? Trebuie să aduc de aici. Un A.
Ziua de muncă de 8 ore. Așa. Trebuie să dispună. De cel puțin 11 ore. Aici nu înțeleg de ce. Deci, dacă orele de lucru depășesc 6 ore, lucrătorul va avea drept la o pauză la care e durata și care trebuie stabilite prin sau de legislația sau prin legislație sau de legislație. În fiecare săptămână lucrătorul va avea cel puțin 24 de ore o zi de odihnă neîntreruptă. Nu știu dacă a mai apărut undeva cuvântul odihnă. Aici te aducesem eu ceva, dar tot la fel mi-au deformat ceea ce traducesem. Pia din la odihnă apare pictura de Bovivero. Odihnă. Munci. Orele de lucru, după, dacă orele de lucru depășesc 6 ore, lucrătorii vor avea un repaus anual de 4 săptămâni. Concediu. Nici asta nu-i fate. La vacaciones, este vorba de concedii, aici, pe altă limbă, vacacion, italiană, vacanza, ia să vedem,
engleză, dacă e vorba tot despre rațiune. Aici e vorba de vacanță. Deci aici e vorba de vacanța, de concediu legal în lume. Și celelalte vorbesc despre vacanțe, să vedem noi dacă la englezi. Nu-mi dau seama unde. Deci una peste alta, concediu de odihnă în limba română nu este. De 4 săptămâni. Ziua? Jornada diaria de trabajo. Ziua zilnică de lucru nu va depăși 8 ore. Inclusiv. Incluzându-se aici și orele suplimentare. Aici și orele suplimentare, adică totalul pe săptămână nu trebuie să dea mai mult de limita impusă de. Pentru orele suplimentare am tradus eu mai de mult oră suplimentară. L-a redenumit. La mine era vorba despre ora suplimentară, așa că o să mă întorc înapoi și este vorba despre conceptul ora suplimentară. Nu despre vreo oră suplimentară anume. Acest lucru este indicat de directiva privind timpul de lucru. Deci, directiva privind timpul de lucru, noi în limba română încă nu avem. Asta. Asta. Directiva privind timpul de lucru, noi românii nu avem. Că ce să facem noi cu ei? Aici. Privind timpul de lucru.
Timpul de lucru. Bine, mă vedeți. Înțeles. În anul 2005, săptămâna medie de lucru. Săptămâna de lucru medie. Sau, hai, e bine și așa. Săptămâna medie de lucru. Săptămâna de lucru medie. În Europa, pentru lucrătorii cu normă întreagă, era de 40 de ore, 8 ore de luni până vineri. Pe zi, luni, până vine. Peste cu peste 40 de ore fiind Letonia, care conduce, care lista, cu 42,6 ore, Estonia, Republica Cehă, Spania, 41 ore, Germania și Austria. Franța apare pe poziția 1 pe poziția inferioară, în ce privește orele săptămânale lucrate. Orele lucrate săptămânal. Cu 37 de ore. Săptămână. Pentru lucrătorii în urmă întreagă, ia să iau de aici un ă.
asta nu pune niciodată. Cea mai inferioară. În ce privește orele lucrate săptămânal, cu 3. Sper că nu mai scăpa niciuna. Potrivit Eurostat. Da. Ce aici? Ia să vedem. Ilustrația revistei românești. Da. Iată chestie. Ilustrație românească la o țară care nu respectă cu nimic. Ia. Lumea nouă, unde apare, printre alte mesaje, cererea de 8 ore de muncă pe zi în 1895. E bine asta. Dar când ne ducem noi aici pe chestia asta și citim ce clicuri aiurea dau. Și citim că cu toate că România a aderat la Organizația Internațională a Muncii creată în 1919, aplicarea principiilor acesteia a fost sistematic amânată. Primele măsuri legislative s-au luat în 1925 prin adoptarea repausului duminical și în sărbătorile legale. Presiunile internaționale au silit România să adopte legi noi în favoarea muncitorilor în 1928. Aceste legi vizau ocrotirea muncii minorilor și a femeilor, fixarea duratei zilei de lucru la 8 ore. Deci, după cum se vede, chiar conținutul, adică puținătatea conținutului, nu suntem prieteni ca nație cu instituția asta, cu Organizația Internațională a Muncii. Am spus mereu, ne băgăm în organizații, nu ca să respectăm regulile acelei organizații, ci ca să fim moți acolo, să ne ascundem după ca după o cortină, ca după... Da, deci ilustrația revistei românești Lumea Nouă, în care apare printre alte mesaje cererea de 8 ore de muncă pe zi. Deci oamenii de la noi erau oameni de la noi care cereau lucrul ăsta din 1895 și de-a mea în 1928 8 ore de muncă pe zi. Ziua de muncă de 8 ore.
Și aici. În care apare, printre alte mesaje, deci în care apare, cerurile de autorul muncării. Maximele sau limitele. Zile de muncă. De muncă. Ba da. America. În America, iar îmi trebuie un A. Să scriu altfel, pe continentul american. America. Ce uiți? Mi-ai văzut ăsta sau? Da, o să mă opresc aici că nu... Nu mi-ajunge timpul să... Da. Argentina 8 ore pe zi, 48 de ore pe săptămână. Brazilia, 8 ore pe zi, 44 de ore pe săptămână. Bolivia, 8 ore pe zi, 48 de ore pe săptămână. Chile, 10 ore pe zi, 45 de ore pe săptămână. Columbia. Panama. Honduras.
Nicaragua, Cuba, 8 ore pe zi, Salvador, Guatemala, Costa Rica, 12 ore pe zi, 48 ore pe săptămână. Asta înseamnă că au 4 zile de lucru. Republica Dominicană, bine, bine că am observat, 44 de ore pe săptămână, Jamaica 8 ore pe zi. Evoluția zilei de muncă. Și a săptămânii de lucru. Săptămânii laborale. Ce ai făcut bun? Și se poate spune și zi de lucru, dar noi românii folosim, vorbim de ziua de muncă și ziua de lucru, vorbim când facem diferența între zi de lucru și zi de sărbătoare. Legală de lucru, ziua, da, reducțiune de la hrană, ziua de lucru redus. Conceptul zi de lucru redusă, ziua de lucru, ziua de muncă redusă. Redusă. Secolele 18 și 19. De muncă de 14 ore, 7 zile pe săptămână.
numărul, cantitatea de ore. De ore de muncă. Contabilizate atât în ziua de muncă zilnică. În zile zilnice de lucru, de muncă. Și în săptămânale. Săptămâni săptămâna de lucru în zilul în zi zilnică de muncă. Săptămână de lucru. Perioada zilnică de lucru. Zilnică de lucru. De muncă. Perioada săptămânală de lucru. Perioada anuală de lucru. Anuală de lucru. La an de lucru, iar n-avem aici.
Nu avem nici la săptămână de lucru, nu avem nici la an de lucru. Cum se zice în limba română? Calendar, ăsta, săptămâna de lucru, anul de lucru. Ia să vedem. Perioada anuală de lucru. Stai să-i pun aici un E. Săptămânală de lucru, perioada anuală de lucru. Perioada de muncă, perioada săptămânală de lucru și perioada anuală de lucru. Deci, perioada săptămânală de lucru trebuie să fie vecină cu semana laborală spaniolă. Iar perioada anuală de lucru trebuie să fie trebuie contabilizată atât ca perioadă zilnică de și ca
Aici îmi trebuie un I din A, uite-le, deci. Gata, acum am întins prea mult și îmi pleacă autobuzul, îmi pleacă trenul. Gata, 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 mă opresc. Așa, deci mă opresc aici și... Da, continui când nu mai putea să mai continui. Ia, sunt aici, parcă la asta și mai am un pic mai am, nu mai am mult. Poate reușesc să termin astăzi, nu știu sigur. Am o grămadă de treabă. În sfârșit, la revedere!